Trecem acum la știri politice. Guvernul liberal a angajat în ultimul an aproape 1000 de bugetari pe lună, arată datele obținute de Antena 3 de la Ministerul Finanțelor Publice. Numărul total al angajaților de la stat depășește acum 1,2 milioane. Discutăm aceste cifre împreună cu Alex Vlădescu, în direct alături de noi chiar acum. Alex, bună ziua! Bună ziua, Ana, bună ziua, domnilor și domnilor, pentru că auzeam dezbaterea ta din studio despre lipsa medicamentelor. Ei bine, iată că medicamente nu-s, dar bugetari sunt din belșug. Cel puțin asta arată datele obținute de către noi de la Ministerul de Finanțe. În ultimul an, Guvernul României a angajat peste 11.000 de bugetari. Concret, aproximativ 1.000 de bugetari pe lună, așa ar veni în medie dacă stăm să facem acest calcul. Și vreau să vă dau numărul exact. În iulie 2020 avem 1.235.000 de bugetari, deci plus 11.000 față de luna iulie a anului 2019. Cei mai mulți bugetari au fost angajați unde în altă parte decât în ministere, în administrația centrală, vreo 1.193 mai exact doar în ministerele din capitală. Și dacă ne uităm și la Ministerul Sănătății, pentru că acolo există un plus consistent, încă 576 de oameni au fost angajați în acest minister, asta doar în ultimele luni. Așadar, date foarte importante obținute de către noi de la Ministerul de Finanțe, care arată că, în continuare, la stat, ușile sunt deschise pentru cei care vor să lucreze.